Hai să-l faci, bine bag și la anul tutorial. Sunt Alexandru Novac. În acest episod o să vă prezint cum puteți să vă descărcați Mortal Kombat 5 care e un joc de pe telefon. Ia să verificăm. Deci am deschis aici magazin Play. Și avem jocul pe, după cum puteți vedea, pe Google Play. Și nu aveți nevoie de un emulator de Android. Și asta e destul de șmecher pentru că, na, veți lua jocul propriu zis, cum ar veni. Sunt mai multe metode, bine, dacă aveți Windows 7, cum e a meu, urmăriți ce fac acum. Dacă aveți Windows 10, veți avea store-ul de la Windows 10, în care vă faceți un cont acolo și după aceea descărcați de acolo Mortal Kombat 5. Știți și voi store-ul de la Windows 10. Iar, dacă voi nu aveți Windows 7, pe Windows 7 nu există un store ca să descărcați jocuri. Windows 10 este un fel de Windows Mobile sau ceva de genul. Tu o să faceți felul motor dacă nu aveți Windows 10. Da. Pe Windows 10 există mult mai multe jocuri pe Android, pe store-ul lor, dar pe PC, pe Windows 7, tu o să mai ce fac și eu, ok? Fără emulator, cu emulatorul faci mai mult lag, etc. Deci, pentru început, cred că știți toți ce e aia Steam, da? Scriem pe Google frumos Steam, după cum puteți vedea. Iar aici, dacă nu aveți un cont, o să vă faceți un cont pe Steam. Și e foarte easy, vă faceți un cont după Steam. Eu aș da o autentificare. Și aici vedeți și voi că eu deja sunt aici logat, aș da o autentificare, nu aveți cum să știți parola. Asta. Sau pe browser, nu, ok, tot duc. O să-mi trimit aici un cod pe mail. Pentru că, și că aparent, știi cum am modificat pe un nou PC, dar nu știu de ce. Dar nu mă deranjează că intru și pe Gmail. Și nu mă interesează dacă vedeți e-mailul, pentru că puteți să-mi trimiteți câte mesaje vreți sau ceva. Pentru că, na, oricum cred că o să vă uitați toată la uitați, Steam Support. Iar aici nu o să, nu vă interesează, în plus nici nu cred că vedeți e-mailul. Dacă vedeți, nu prea e mai lucru. Că puteți să luați contul că... Da, o să schimb totul. Așa că nu vă obățiți. Așa, am introdus codul, Steam Guard, vedeți că am Steam Guard. Acum continuă navigarea, dacă vă apare și voi așa, o să aveți un e-mail făcut valid pentru a vă, confirma. Și tu o să aveți mai multe e-mail-uri ca să vă confirme. Sau cel puțin să nu încercați de multe ori. Aveți nevoie de... Trebuie să dați sub 16 ani acolo și tu o să aveți două e-mail-uri. E-mail-ul dumneavoastră și poate alt e-mail după intertemp mail, na. Și de acolo să... Dar nu trebuie să încercați de multe ori, decât o dată faceți acest lucru și după aceea, na. În fine, vă faceți voi cont, vedeți voi cum faceți cont. Nu mai interesează cum faceți voi cont. După aceea, foarte repede, ceva, vă o să descărcați Steam, vă o să apăsați aici la instalează Steam. Și o să dați instalează Steam, se va instala și va updata, așteptați, foarte simplu. Iar acum a venit partea cea mai ușoară. Odată ce avem Steam instalat, vom intra pe Steam, foarte simplu. Deschidem aplicația. Se va deschide ea foarte frumos. Și aici vom avea jocuri, eu am decât Mortal Kombat 5 pe contul ăsta, că ăsta m-a interesat. Mergem aici la deosebite, unde puteți vedea. Jocul este o portală după Android, cum ar veni, care este și pe Steam, adică puteți și pe orice Windows chiar să descărcați. Și merge pe PC-ul destul de slăbuțe acest joc, chiar cu grafici maxime, că un joc de Android. Și nu vă consumă atâtea resurse cum vă consumă emulatoare, că pentru emulator aveți nevoie și de resursii de la PC. Și jocul practic vă rulează, dar emulatorul nu vă rulează, aia e. Că va putea să miște, ok. De aici căutăm Mortal Kombat. Și vom vedea aici, avem și combat, Mortal Kombat Versus, care este tot la fel unul nou, un Mortal Kombat nou, cel mai nou chiar, dar ăsta se trage automat și doar multiplayer. Și Mortal Kombat 5, care am făcut acest tutorial, care vom vorbi. Și aici eu l-am deja, dar vă dați pornire este jocul, o să selectați o repartiție unde se va descărca jocul și o să se descarce. A, da, și la setup-ul de la Steam o să aveți automat selectat limba română sau limba calculatorului, dacă, deci aveți și limba română la Steam, dacă nu înțelegeți limba engleză. Am selectat română. Aici veți avea și trailerul jocului și
Da, asta a fost tutorialul, nu e un tutorial atât de greu, dar aici va apare și... A, da, și asta nu este tot, pentru că o să vă dea eroare, nu știu dacă o să vă dea la toți eroare, dar tot să aveți updatat Windows 7-le. Și dacă o să spuneți că vă dă crash jocul, o să fac un tutorial cu chestia asta, cum să nu mai vă dea crash. Dacă nu vă dă crash și bine, dacă vă dă, mie mi-a dat. Dar dacă vă nu vă dă, e foarte bine. Dar dacă vă dă, trebuie să, în felul următor, să mergem la control panel. Iar aici vedeți voi că avem mai multe opțiuni. Da? Ajuns aici, dacă views by, aici dați larg, să vedeți pe toate. Iar aici o să căutați Windows Update, da? Pe Windows 7, pe Windows 10, pur și printați pe ăla, dar cred că sigur vă dă. Iar aici o să dați aici la Change Settings și eu l-am dat Never, pentru că am descărcat, dar voi toți dați aici, să vă instaleze update automatic, da? Și după aceea aveți descărcat după site oficial de la Microsoft, nu știu ce programel. Nu știu dacă îl mai am la download, cred că îl mai am. Se numește ca așa, vedeți, Microsoft Update Standalone, căutați, vă las și link. Deci, Windows Standalone Update Windows 7, așa. Și aici o să... Windows 6, Windows 7, bă. Suport Microsoft. O să vă las link și la Steam. Nu o să vedeți, nu știu. În fine, o să văd, o să vă arăt eu dacă vă dă eroare, dar în general ca asta a fost tutorialul. Sper că v-am ajutat. Dacă nu vă merge, nu mă înjurați, vă rog frumos, că s-ar putea să nu mi-a vă meargă la tot și trebuie să faceți un update la Windows 7. Va fi tot același Windows, dar se va mișca un pic mai greu. Și dacă se va mișca un pic mai greu, ca să miște mai bine, intrați aici, click data pe computer, proprietăți, Advanced System Settings, iar aici dați la Settings și dați aici adus for best performance și sau debifați voi manual. Și o să vă se întâmple ca o să arate ca la mine și se va mișca zocurile și Windows-ul mult mai bine. Și să știți că nu e de la pișeul dumneavoastră dacă se mișcă jocul în lag. E bine, vă dați ban, Task Manager trebuie să fie un program care să vă consume din CPU și va face ca jocul să lăguiască. Sau din cauza pișeului. Vedeți, mie acum am consumat destul și Bandicam-ul din CPU. Și cam asta a fost episodul. Eu am fost Alexandru, program de filmat. Eu am fost Alexandru Vac și noi ne-am zis data viitoare.